cumpără animale, mai vând și ei cu piață și își cumpără pâine și ce au nevoie. E bine, prima icoană care a plâns este luată, deși e imitat acolo. Asta. Prima icoană care a plâns cu mir, a făcut o baltă de mir. Icoana este de la Boldescu, e din podul bisericii. Ne-a dat o preotul de acolo când eram la mănăstire la Cărești. Și după această icoană, în postul Paștelui, în 2004, a început icoană după icoană. Toate de la catafeteazm au plâns cu mir și trei din ele au dat lacrimi de sânge, Maica Domnului, Sfântul Nicolae și Sfântul Andrei. Icoana de acolo mare a dat mult mir și multe persoane au simțit că se mișcă locul și acolo la icoană și aici la icoana Maicii Domnului de la catafeteazm. Acum zicem ori credința lor, ori păcatele lor, oriceva se întâmplă, orică pe locul acesta a existat altarul bisericii care a fost auzit miscai morminte ale celor călători de odinioară și am zis, poate Dumnezeu, dacă va face minune ca la Neamțul, să se descopere, să vedem ce poate să fie aici, spre slava lui Dumnezeu și spre întoarcerea oamenilor la credință. După ce se termină slujba, deci o să continue slujba și de răbdare, o să citească câteva